vreau să meditați într-un mod foarte serios pe parcursul acestor gânduri care vreau să mă împărtășesc cu voi. Și apoi să ne rugăm. Întrebarea e și pentru tineri, pentru adolescenți, pentru oamenii maturi, bărbați, femei, și pentru cei în vârstă. Și întrebarea este următoarea. Cine îți influențează viața? Cine îți influențează viața? Tatăl meu a fost fotbalist de performanță. A fost idolul meu. Un reper pentru mine. Era plecat în cantonamente și până la vârsta de 6 ani m-a dus și pe mine cu el. Visul meu a fost să fiu ca el. Era idolul meu în copilărie. Pentru că juca fotbal. La 6 ani m-a dus la o echipă de fotbal acolo în zonă. Și antrenorul, văzând abilitățile mele, a zis, mă, Tomiță, de ce nu aduci la fotbal băiatul tău, că e foarte talentat? Și tatăl a zis așa, el nu poate să facă sport de performanță. Pentru că are probleme de sănătate. Are probleme cu ochii și așa era. Aveam dioptrii, aveam așa cum am miopie, atunci începea să se agraveze tot mai mult. Aduc aminte că venea acasă, ajungea, aducea mingi de fotbal și mergeam cu copiii, am crescut, m-a ajuns la generală în clasa 8-a și nu niciodată. Când mi-am făcut eu o adeverință să demonstrez copiilor că atât de mult îmi doream, atât de mult m-a influențat tatii pe mine, încă mi-am făcut o adeverință de mână, am venit că în fața colegilor mei și a zis, mă, uite, sunt legitimat la clubul cu tare. Și avea să spun ceva. Am pus campila, nu știu, la ceva firmă sau ceva biserică pe adeverința aia. Ca să le demonstrez că eu fac parte dintr-o echipă de fotbal. Atât de important și atât de puternic a fost influența tatălui meu pentru viața mea. De când ne naștem, fie că vrem, fie că nu vrem, suntem asediați. Suntem sub influență, că nu vrem, că nu vrem. Mergi la școală, e sub influență școlii, profesorului de acolo, de acolo, anturajului, colegilor, prietenilor tăi. Ești în familie, familia are o puternică influență asupra vieții tale. Ești în societate, societatea are o influență, cultura are o influență asupra vieții tale. Mergem pe stradă, da, ne plimbăm pe autostradă și vedem tot felul de reclame publicitare care au ca scop influențarea minții. Nu așa? Pentru că în viață suntem influențați. În dimineața aceasta, în câteva cuvinte, vreau să vă prezint din textul acesta un mesaj pe care l-am intitulat așa. Oameni sub influență. Oameni sub influență. Și cum se manifestă un om sub influență? Avem aici un personaj. Eu nu știu dacă a fost tânăr, nu știu dacă a fost de vârstă mijlocie, știu doar atât că a fost bărbat, genul masculin, și diavolul i-a prins viața. Și vreau să ne dăm în cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, să vedem omul și manifestarea lui sub influența diavolului, sub influența altor oameni, sub influența lui Iisus, și apoi să vedem ce fac cu oamenii cu Iisus. Deci, le luăm pe rând. Pe scurt. Omul sub influența diavolului, omul sub influența altor oameni în textul ăsta, omul sub influența lui Iisus și ce fac cu oamenii cu Iisus. Haideți să ne dăm un text să vedem, dragii mei, cum se manifestă omul acesta sub influența lumii întunericului, sub influența celui rău. Spune cuvântul Domnului așa, versetul 2. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Același text sau aceeași narațiune o găsim în Luca, dar cu puține detalii diferite decât o prezintă Marcu. Versetul 26 din Luca, capitolul 8. Spune Biblia așa. Au venit cu corabia în ținutul gergesenilor,
care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țară, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mulți dragi. De multă vreme, și asta, vreau să spuneți asta, de multă vreme se îmbrăca în, nu se îmbrăca în haină și nu-și avea locuința într-o, cum o cetare, într-o casă. Prima manifestare a diavolului în viața unui om influențat de diavolul este următoarea. Frângerea unității. Pentru fiecare din locul ăsta cred în toată inima că după Dumnezeu familia este prioritară. Familia este locul oamenilor dragi. Familia este locul unde manifestăm iubire, sentimente și unde primim iubire, apreciere. Familia este locul acela de unde plecăm dimineața și abia așteptăm să ne întoarcem acasă după masă. Este locul, locul oamenilor dragi. Locul celor mai importante persoane din viața mea și din viața ta. Familia a fost creată de Dumnezeu ca fiind locul unității, locul părtășiei. Văd în textul ăsta un lucru interesant. Atunci când diavolul îi prinde viața acestui tânăr, acestui băiat, ce face diavolul? Îl ia din casa lui și duce în moment. Îl ia din mijlocul celor dragi și nu mai are locuința într-o casă. Are locuința în morminte. Vă rog să vă mai imaginați, dragi părinți, dragi surori, dragi bărbați căsătoriți, dragi tine, cum e să locuiești în morminte și umbla dezbrăcat? Omul sub influența celui rău, manifestarea omului sub influența celui rău este frângerea unității. Asta caută diavolul. Asta începe de la începutul istoriei. Era o relație perfectă de Dumnezeu și om. În răcoarea dimineții, Adam se întâlnea cu Dumnezeu și vorbeau. Până într-o zi, când diavolul intervine și distruge și reușește să distrugă unitatea, părtășia, armonia dintre Dumnezeu și om și Adam. Pentru că ăsta este scopul lui. Să distrugă unitatea și armonia. Și o face în biserică, și o face în familie, și o face în relația noastră cu Dumnezeu. Vrea să ne deconecteze. Vrea să ne scoată din priză. Și când o reușește asta, suntem pe o cale descendentă. Suntem pe o cale descendentă, oameni buni. Frângerea unității. O altă manifestare, dragii mei, pe care avem în textul ăsta, pe lângă frângerea unității, pe care Biblia ne-o prezintă la omul ăsta, este violență fizică și verbală. Pe context. Biblia spune așa. Că de multe ori fusese legat cu picioarele în obez și tătuși la mâini. Dar rupsese tătușile și sfârmase obezele. Și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Un om influențat de cel rău se manifestă, dragii mei, prin violență verbală și chiar violență fizică. Și asta se întâmplă în casele noastre din nou. Poate locul de muncă și în diferite circunstanțe. În locul câteva luni de zile, Dumnezeu m-a trimis de urgență la o fată din biserică. Și Dumnezeu a spus așa, mergi pentru că trebuie să te rogi pentru ea. Am ajuns în locația respectivă, n-ar rost numele, că nu vă știu pe nimeni. Era într-o biserică, am intrat în biserica respectivă, când am dat față în față cu fata aia, când am văzut fata aia, care știam că este influențată demonic, a dat fuga afară. Demonul din ea știa că trebuie să o întâlnesc. M-am întâlnit ca la ieșire din biserică. Zic, ce mai faci? Ne cunoșteam. Tă bine,
Și zice ea, de fapt era ea, zice, că stai pe aici, zice. Că stau până mâine. Dar de ce așa mult? A doua zi, m-am întâlnit cu ea la consilier și pun că-mi consilier. Și începea să zâmbească, să râd așa, să flămitor și spun consilierului, auzi, zic, vezi că nu vorbește ea. Cum adică nu vorbește ea? Nu ea cea care vorbește. Am încheiat discuția, am ieșit afară și împreună cu fratele Buțu, am fost și eu martor acolo. Am plecat să ne plimbăm puțin pe stradă. Și primesc un telefon, Haideți repede, pentru că fata X s-a tăiat și a tăiat venele. Manifestarea omului sub influența fizică, sub influența diavolului, este manifestare prin violență verbală și fizică. Apoi, pe lângă frângerea unității, pe lângă violență fizică și verbală, dragii mei, diavolul te aduce în ruină, în dezastru. Spune cuvântul Domnului așa, versetul 5. Totdeauna zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, zipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus departe, a alergat la el și s-a închinat. Spune cuvântul Domnului că era, dragii mei, dezumblat, dezbrăcat. Se uitau oamenii la el, dragii mei, și situația aceea l-a adus diavolul încât să-și bată joc de el. Pentru că ăsta e scopul diavolului când te-o prins, când te-o influențat. Să-și bată joc de tine, să te aducă în ruină și în dezastru, fără demnitate. De om. Ăsta e omul sub influența diavolului, din textul nostru. În al doilea rând, omul ăsta este și sub influența altor oameni. De unde știm asta? Uitați ce spune Biblia. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu îl putea domoli. Oamenii au văzut, mă, omul ăsta ne face probleme. Omul ăsta când iese din morminte și umblă pe stradă sau oamenii se sperie de el. Au o reacție de repulsie. Nu vrem să-l vedem, nu vrem să fim în preajma lui. Și uiți oamenii așa, mă, trebuie să găsim o soluție pentru omul ăsta. Și uitați-vă la ce soluție au apelat oamenii. O luat oamenii, dragii mei, lanțurile, o luat obezile, eu zic, mă, trebuie să legăm, că asta e problema lui. Și parcă vă colegat din cap până în picioare, îl înțelege, de aici, de la umeri până în picioare. Omul sub influența celuilalt. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că omul ăsta a rupt obezile și cătușele. Întrebarea pe care vă pun acum, că dumneavoastră sunteți oameni inteligenți, oameni pregândiți. Problema pe care o avea omul ăsta era la mâini și la picioare sau la minte? Mă înțelegeți? Intervenția oamenilor. Problema acestui om, dragii mei, nu era la mâini și la picioare. Cum au intervenit ei și cum l-au influențat ei cu alte cuvinte. Ci problema acestui om era de natură spirituală. De natură a sufletului, a Duhului lui. Stăpânire. Oameni buni, există oameni în viața voastră, poate, care vă influențează bine. Dar pot exista oameni în viața dumneavoastră, dacă nu sunteți atenți, care vă pot influența foarte rău. Mi-aduc aminte despre o soră. Vinea la evangelizare în fiecare duminică, în timpul evangelizării și într-o seară s-a făcut chemare și sora asta a spus da pentru Dumnezeu, a început să participe la cursurile de cateheză pentru botez, vreo o lună și ceva. După o lună, însă sora asta nu mai a apărut la cursurile de cateheză. Și păstorul s-a întrebat, m-a întrebat, frații, dar unde e sora? Zice, trebuie să boteze peste o lună și ceva, în apă. Și nimeni habar n-avea unde e sora. Dar atunci, dragii mei, foarte interesant că păstorul într-o zi s-a dus la piață. S-a dus la piață să fac cumpărături, da? Și la piață s-a întâlnit cu sora respective. Și când a văzut că o s-o apropie, dar i-a zis, mă, soră, uite, nu te-am mai văzut la cateheză, zic că te botez. Și sora cu capul jos, te rog, zice, frumos, pastore, vreau să-ți explic. Permite-te, rog, frumos, să-ți explic prin ceea ce trec eu. Auzi, da, n-am mai venit la cateheză, zice, pentru că am mers acasă într-o seară și mi-a spus soțul meu așa, dragul meu, uite,
cu inima foarte, la altă inima din zice, uite, vreau să închei legământ cu Dumnezeu, în apa botezului. Și când soțul meu a auzit asta, zice, uite, la Iisus așa, auzi, când tu ai făcut botezul, noi lunea mergem la tribunal. Deci tu când faci botezul, noi a doua zi lunea mergem la tribunal. Apoi m-a dus la fiica mea, că aveam o fiică, zice. Și a zis, fiice mele, auzi, dragă mea, uite, vreau să spun ceva, vreau să mă pocăiesc, să merg la pocăiesc, să încheie legământ cu Dumnezeu. Asta am înțeles eu și ca să știi viața veșnică. Și fata s-a uitat la ea și a zis așa, mamă, auzi, dacă tu faci asta, eu, fiica ta, singura ta fiică, nu o să fiu nici la înmormântarea ta. Nu o să particip nici la înmormântarea ta, pastore. Am avut asculte soțul meu și de fata mea. Biblia spune așa, cine nu va lăsa tată, mamă, surori, frați, pentru mine, nu este vrednic, dragii mei. Și acolo se referă la mântuire. Nu se referă să turăști părinții, surorii, frații, dar nu aș putea să se referă, ci pur la mântuire. Când e vorba de mântuire, dragii mei, și de viața ta spirituală, trebuie să-L alegi pe Dumnezeu. De aceea, poate în viața ta sunt persoane, sunt apropiați, spun, mă, te-ai prostivă, te-ai țecărit de capă. Pentru că, dragii mei, pentru că mentalitatea lumii despre pocăință este una greșită. Pentru că și noi de multe ori am ajuns în situația să prezentăm pocăința într-un mod greșit. Pentru, dragii mei, pentru că oamenii au, din afară, din mediul laic, au o părere despre pocăiți, anume, pocăiți sunt oameni închiși, oameni cruzi, oameni reci, oameni care pur și simplu nu zâmbesc, dragii mei. Am să spun ceva. Am reușit, din păcate, și noi pocăiții să prezentăm pocăința într-un mod cum nu este, dragii mei. Pentru bucurie, pentru mine, pocăința este viața din belșug. Viața din belșug, oameni buni. Așa trebuie să înțelegem pocăința. Da, nu avem voie să facem aia, să bem, să fumăm, să jurăm, să adulte. Nu avem voie asta, că ne interzice cuvântul lui Dumnezeu. Dar am pus o întrebare lui unul în felul următor. Mă zic, dacă nu avem voie să facem asta, zice, ce avem nevoie să facem? Că noi știm să prezentăm pocăința de multe ori, că nu. Dar avem buni. Ce avem, au voie să facă pocăiții? Să se bucure! Amin. Să experimenteze prezența Domnului! Să-L prezinte pe Hristos! Dar spuneți asta oamenilor din afară, că pocăința e frumoasă, oameni buni! Pocăința e frumoasă! Oamenii au intervenit într-un mod greșit. Aveți grijă de oamenii care sunt în jurul vostru și de modul cu vă influențează. Și în final, am văzut manifestarea omului sub influența diavolului. Frângerea unității, violență fizică, verbală, în textul nostru, și ruină. Distrugerea a imaginii, a demnității. Toți l-ar da cu degetul. Că asta au vrut diavolul să-l aducă, situația aceea. Mă vezi, vai de tine, vai de capul tău. Și în final, trebuie să ne dăm pozitiv, să vedem omul sub influența lui Iisus Hristos. Aleluia! Omul sub influența lui Iisus Hristos. Biblia spune așa. Acolo, lângă munte, era o turmă de porci. Vine Iisus Hristos, dragii mei, și îi zice în felul următor. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, a răspuns el. Pentru că suntem mulți. Și ruga stăruitor să nu-l trimite afară din ținutul acela. Dragii mei, vine Fiul lui Dumnezeu. Să apropie de băiatul ăsta și spune cuvântul lui Dumnezeu că, dragii mei, băiatul ăsta, tânărul ăsta, bărbatul ăsta a fost eliberat în numele lui Iisus Hristos și prin puterea lui Iisus Hristos. Și, dragii mei, omul ăsta, după ce a fost eliberat, dragii mei, Hristos are o influență asupra vieții lui. Și care este influența? Asupra vieții lui următoarea. Să vedem ce spune cuvântul Domnului aici. Pe când, spune cuvântul Domnului, se suia el, versetul 18, pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăgit îl ruga să lasă să rămâne cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci a zis, du-te unde? Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Diavolul îl trimite în morminte. Vine Iisus și spune așa, bă, trebuie să mergi acasă. La părinții tăi, la frații tăi, la soția ta, la biserică, la templu. Aleluia. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu este diametral opusă de lucrarea diavolului. Aleluia. Diavolul se manifestă prin frângerea unității. Hristos aduce unitate. Aleluia. Hristos aduce unitate, oameni buni. Aleluia. Asta e manifestarea omului sub influența lui Dumnezeu.
Aduce unitate în casa ta. Aduce unitate în relația ta cu Dumnezeu. Aduce unitate în relațiile tale, pe verticale, pe orizontal, cum vrei tu, Hristos. Aduce unitate, dragii mei. Apoi, numai că Iisus Hristos aduce unitate, Iisus Hristos dă demnitate. Iisus dă demnitate. Spune cuvântul Domnului așa. Versetul 16, 15. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au înspăimântat. Cum, dragii mei? Sub influența diavolului era fără minte. Sub influența diavolului era sub orice critică. Sub influența diavolului era sub demnitate. Vine Iisus Hristos și dă minte. Îl îmbracă Iisus. Îi dă demnitate Iisus. Îi ridică din ruină Iisus. Pentru că influența lui Iisus este cu totul diferită și lucrarea lui Iisus este diferită și în contrast cu lucrarea diavolului. Omul sub influența celui rău, omul sub influența altor oameni, omul sub influența lui Iisus Hristos. Unitate, demnitate, o viață nouă. Și acum, dragii mei, ce e interesant în textul ăsta este că după ce oamenii... Adică, gândiți-vă puțin. Oamenii au văzut băgatul ăsta când... Ei nu legat cătuși. Și vorbeze. Oamenii de acolo, din cădare. Pentru că le-au fost frică de el. Hristos le liberează. Acum ăsta apare cu mintea la cap și întreg și sănătos și îmbrăcat frumos înaintea lor. Mai o problemă. Dracii luau pe Iisus și spune, mă, trimite-ne porci acum. Și Iisus îi ascultă. Și porcii erau business-ul lor. Pentru că știți că evreii nu mâncă carne de porc. Dar erau pentru business porci. Și au zis, Doamne, trimite din porci. Devin a mers în porci și porcii s-au aruncat de pere până mare. Porcii nu mai erau, dar erau înaintea societății și înaintea oamenilor. Acest băiat cu familie, acest băiat care putea merge la templu, acest băiat care putea să stai de vorbă cu ei într-un mod normal. Într-un mod normal. Sănătos la minte. Și când am văzut pe oamenii, bă, unde-s porcii, mă zice? Unde-s porcii? Și când au zis că nu mai-s porcii, a zis lui Iisus așa, auzi, Doamne, pleacă. Că bă, oameni buni, e ăsta întreg din locul vostru, mă. E un suflet câștigat din ghearele diavolului și a morții. Nu ne interesează asta. Noi vrem porcii. Ce faci cu Iisus? Două posibilități. Să-i spui pleacă. Să-i spui rămâi cu mine. Cum făcut omul ăsta? Băiatul ăsta întec la minte, sănătos, a venit la Iisus Hristos și a zis, Doamne, vreau să rămân cu tine. Vreau să rămân cu tine. Tu mi-ai dat vindecare, tu mi-ai dat eliberare. Tu mi-ai restaurat. Iisus, vreau să rămân cu tine. Cunosc pe cineva pe... E colega meu din satul mare. Într-o zi, a venit un băiat de la casa copilului la el. De fapt, a luat un plasament. Numele băiatului era Ștefan. Avea 8 anișori. Și ajuns la centru. Nu a speranță. Și când a ajuns acolo, ceilalți copii care aveau un plasament, fratele Mihai, au început să mănânce desert. Și Ștefan stătea undeva în partea dreaptă cu capul plecat și zice Mihai, au Ștefan, tu ce nu mănânci, mă? Dumneata a spus desert și înghețată. Eu în viața mea n-am auzit ceva, zice, ce înseamnă desert și înghețată? Auzi, Ștefan, lasă-mă că-ți explic eu. Pentru că n-am mâncat de când îți iau așa. Părinții mei nu și-au permis. La câteva săptămâni după asta, Mihai trebuia să meargă în Statele Unite ale Americii ca să ducă fondul pentru noua speranță. O lua microbuzul, 29 copii în spate și el cu soția în față și o mers de Budapest.
Între copii era și Ștefan, 8 anișoară. S-au ajuns în aeroport, drumul de la satul mare până la Budapesta a fost așa, o atmosferă de mormântare de vechi. Pentru copii. Când au ajuns în Budapesta în aeroport, fratele Mihail i-a stâns pe toți copiii în jurul lui și al sorului Dana și a zis, auziți, tata o să vă aducă ceva la fiecare. Nu vă întristați aici. Tata să vă aducă ceva la fiecare. Însă Ștefan s-a tras undeva într-un colț. Gata, s-a de 8 anișoare. Și s-a capul în jos și a început să dea lacrimele. Și zice Mihai, m-am apropiat de el, zice, și a luat bărbia așa, am pus să uite în ochii mei și am zis că ochii lui erau plini de lacrimi. Și atunci am zis, Ștefan, de ce plânge? Că tati, acum era tati. O să ducă și ție ceva, ce-ți dorești tu, ce jucărie? Și băiatul s-a uite în ochii lui și zice așa, tata zice, eu de când sunt la Noua Speranță, am mâncat înghețată, zice. De când sunt la Noua Speranță, am învățat ce era desert și am mâncat desert. De când sunt la Noua Speranță, zice, am avut un pat al meu, pe care nu l-am avut acasă cu părinții mei. Am avut o cameră a mea, tata. Auzi, tată, nu-mi trebuie nimic. Ceea ce-mi doresc este ca tu să nu pleci, tu să rămâi cu mine. Tata, eu vreau să rămâi cu mine, eu te vreau pe tine. Eu te vreau pe tine. Vreau să vă întreb în dimineața asta, ce vreți mai mult? Binecuvântarea lui Dumnezeu sau pe Dumnezeu? Atâți oameni se uită mai mult spre brațul Lui, spre brațul Lui și nu mai se uită la Dumnezeu. Și nu le mai pasă pe Dumnezeu. Oricum, asta ne le-a promis pe deasupra. Căutați mai întâi împărățirea lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Acest, dragii mei, acest om eliberat a zis, Iisuse, te vreau pe tine mai mult decât orice, mai mult decât vindecarea, mai mult decât binecuvântarea, mai mult decât lucrurile materiale. Iisus, te vreau pe tine! Vreau intimitatea cu tine, Iisus! Vreau părtășia cu tine, Iisus! Te întreb în dimineața asta, ce vrei? Îți mai dorești intimitatea cu Iisus? Părtășia cu Iisus? Bucuria în prezența lui Iisus? Sau te-ai săturat ca fiul risipitor care a spus, Doar Tată, dă-mă partea mea de avere! Că m-am săturat de părtășia cu tine! Am nevoie de materie, am nevoie să mă bucur, să experimentez adevărata bucurie! De parte cu tata acasă mi-a dat bucurie. Și s-a dovedit după aceea, după adevărată bucurie. Vreau să ridicăm picioare și să ne apropiem de rugăciune. Vreau să te întreb într-un mod foarte serios dimineața asta, că ești tânăr, că ești mai în vârstă, că ești bărbat, femeie, adolescentă, cine îți influențează viața? Cine ți-a influențat viața până în dimineața asta? Gândește puțin. Gândește puțin la comportamentul tău, gândește-te la gândurile tale, gândește-te la nopțile poate nedormite, la starea ta emoțională, spirituală. Cine ți-a influențat viața? Diavolul va încerca să distrugă unitatea între tine și Dumnezeu. Relația dintre tine și Dumnezeu. Relația dintre tine și cei dragi tăi. Relația dintre tine și biserică. Și dintre tine și părtășie. Aleluia. Sunt alți oameni? Aleluia. Ai fost în biserică și acum nu mai ești? Vii doar de formă? Vii doar de spune părinții tăi? Vii doar de să te vadă păstorul? Pentru că anturajul tot te influențează puternic? Una ești în biserică și alta ești afară? Sau Iisus Hristos îl simți și îl experimentezi din toată inima ta? Care dimineața asta este aici la Betel. Aici este aici la Betel în dimineața aceasta. Iacov, patriarhul Iacov a spus așa. Dumnezeu a fost acolo și n-a știut. Noi suntem aici la Betel și spunem așa, Dumnezeu este aici și știm. Dumnezeu este aici și știm. Iisus este în locul ăsta aici și știm. Și Hristos vrea să ne facă relația aceea ruptă. Relația aceea cu casa ta, cu familia ta, cu părtășia, cu biserica. Iisus Hristos vrea să dea demnitate. Iisus Hristos vrea să dea pace. Iisus Hristos vrea să rupe lanțuri ale robiei din mintea ta, izbotirea ale minții pe care tu le ai. Pentru că Iisus este aici. Iisus este, dacă e cineva în dimineața asta care are nevoie de atingerea lui Iisus, ridică mâna sus. Ridică mâna sus, dacă e cineva, sunteți mulți. De eliberare la nivel de minte, ridicați mâna sus, vă vedem. De eliberare la nivel de duh, ridicați mâna sus, la nivel de suflet, sentimente, emoții. Dumnezeu să binecuvânteze. Dumnezeu să binecuvânteze. Vrem să intrăm în rugăciune pentru cei care au nevoie ca Iisus Hristos să aducă eliberare și să rupă lanțuri în numele Lui. Aleluia! Iisus Hristos este aici și intrăm în rugăciune. Haideți să intrăm în rugăciune.